Dar cum nu mă dure? Că mi-a rămas familia, mi-a rămas, că nu ne-a dus odată pe tăți, pe rând ne lua și ne duce. Omăjit că la pădurea Mălășiunea aici ea lângă, când te duci la Cosăuț. Și el ne-a dus numai acolo. A, eu zic că îl duci până la Cosăuț, dar i-a dus în altă parte, i-a dus. Da. Dar țigani au fost, țigani au fost, și moldoveni au fost, și evrei era, toată nația era. Ne scotea la lucru. Sub ochii care n-a. Și prășesați. Prășeau. Și strângem de acolo, de pe Buh, și bordei am făcut și acolo dormim, în bordei din cele. Da. Și acolo dormim, acolo mâncam, acolo trăim, pe malul Bugului. Am să le iert. Am ce să faci? Dumnezeu le-a iertat și eu le-a iertat. E mare Dumnezeu. Noi mă mare de când Dumnezeu nu suntem. E de mare pe noi. Gata, n-am mai rog. Spăcuit-o, spăcuit-o. El ne ține. Fără dânsul nu trăim. Așa și este, într-adevăr. Domnul e mare. Noi suntem mai mari ca toți și vreau. El cum iartă păcatele noastre? Să iertăm și noi păcatele altceva. Nu că chestia că bani, că li se dă bani, pur și simplu lumea iartă. Că cum se duc majoritatea românilor, nu se duc acum în Germania, îi se duc a... Nu, Doamne, ca bijunțul se duc. Dumnezeu a iertat pe tăți care faci rău, care faci bine, toți le ierte Dumnezeu și pe acele care fac rău la lume. Iartă-le, Doamne! Noi am luat la fiecare un domiciliu și am văzut ce le trebuiește mai principal și ce le mai trebuiește la asta. Și noi am decis că iarna, totuși, dacă ele sunt care au copii, care n-au decedat, le trebuiește un carbuniu, o lemn, ca să încălzească, n-au suma, ce, n-au, de unde se iei banii ăștia. Și mâncare tot e bună, eu s-o cot acolo, mă foarte mult, meritat câte 2 kg merge acolo. 2 kg de orez, 2 kg de mancă, grecică, zahăr, tot câte 2. Și totuși persoana asta îți mai ține un timp oricare. Gracias.